Șase copii dintr-o comună din județul Vaslui au ajuns în stare critică la spital după ce au consumat ciuperci otrăvitoare. Copiii s-au dus împreună în pădurea de lângă comuna Siliștea, de unde au adunat ciuperci pe care apoi le-au gătit și le-au mâncat. În prima fază, patru dintre copii au ajuns la spitalul din Vaslui. Ulterior, și ceilalți doi au mers la urgențe după ce părinții acestora s-au alarmat. Momentan, copiii sunt în stare stabilă și sunt în continuare internați, urmând să fie supuși mai multor investigații pentru a vedea dacă le-a fost afectat și sistemul nervos. În cazul ciupercilor otrăvitoare, la 10 ore de la ingerare încep să apară modificări în organism.